Vânzările de mașini electrice sunt în scădere. S-au speriat cumva europenii? Momentul în care în această a doua parte a anului nu ai un număr de noutăți menite să îți, nu știu, să-ți bucure inima sau să-ți dea ghes să cumperi niște mașini, e o chestiune care va conduce, iată, la cu totul altă evoluție. Își va reveni piața din România de anul viitor? Specialiștii spun că da, însă doar în anumite condiții. Dar ce va face Europa cu taxa impusă Chinei? Riști să intri într-un război comercial și care pune taxe mai mari cu China, care e principalul partener comercial al Uniunii Europene sau oricum unul gigant. Norvegia rămâne campioană pe bătrânul continent privind mașinile electrice. Acum vreo 10 ani ce-au pus întrebarea: cât timp mai folosim combustibil fosil? Cât timp vom continua să poluăm? Și a fost câteva forțe politice mai mici care au spus: dar de ce vă uitați? Norvegia este unul dintre cei mai mari producători de petrol. Iar planul verde privind transportul în Europa vine și cu reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Practic nu vei mai primi autorizație de construire dacă nu ai în proiectul tău prevăzute și o rețea adecvată. Ne uităm și spre alte tipuri de motorizări imediat la Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Bun găsit! Continuăm sezonul din Eu și Energia. Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România, și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM. Vă puteți imagina un oraș în care circulă doar mașini electrice? Știu, acum pare greu de vizualizat, dar în câțiva zeci de ani, de ce nu? În episodul acesta ne-am propus să vorbim mai pe larg despre mașinile electrice. Hai să vedem de unde a apărut nevoia de a electrifica o mașină. Un răspuns îl primim de la Lucian Mircescu. Primul, imperativul ecologic, din nou, cel al climei. Transportul responsabil pentru 25% din emisiile globale de carbon, iar dintre acestea 75% vin din transportul pe drumuri, unul la mână. Doi, imperativul sănătății publice, calitatea aerului în orașele din Europa, din Statele Unite, din Asia, deci zonele cu densitate demografică foarte mare, cele urbane, calitatea aerului de acolo este groaznică. Pentru că ai de-a face cu microparticule aruncate în aer de către motoarele termice care ard combustibilii fosili, ori clar lucrurile trebuie modificate, pentru că degeaba plătim, nu știu, un preț la pompă bun pentru motorină, benzină sau mașini mai ieftine, când după aia ne trezim ceva în mai târziu că trebuie să ne folosim economiile ca să tratăm, eu știu, poate un cancer pulmonar sau Dumnezeu știe ce altă boală cauzată de emisiile de eșapament. Și aș mai adăuga și un al treilea element, din nou, securitate energetică. Cel puțin Europa suferă la capitolul resurse naturale de petrol. Și până să vedem ce se întâmplă pe piața din România, să tragem cu ochiul la campioana din Europa în privința mașinilor electrice, Norvegia. Țara nordică are parcul auto format din cel puțin 90% mașini electrice. Dar cum au ajuns aici? L-am invitat în acest episod pe Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Acum vreo 10 ani și-au pus întrebarea: cât timp mai folosim combustibil fosil? Cât timp vom continua să poluăm? Și a fost câteva forțe politice mai mici care au spus: dar de ce vă uitați? Norvegia este unul dintre cei mai mari producători de petrol. Și ce problemă avem noi aici? Totuși, majoritatea oamenilor politici au zis: păi avem o problemă. De ce? Hai să folosim energie verde, că ne-a dat Dumnezeu atâta apă. E cazul și al României, să nu fim greșit înțeleși. Și facem altceva. Tot petrolul ăsta care îl scoatem, îl exportăm. Ban pe ban, cum se spune la noi la români. Politicienii au zis: ok, ce urmează de aici? Urmează mașina electrică. Ce probleme avem? Păi ar trebui să dăm bani, să ajutăm, să cutare. În interiorul respectivelor formațiuni, cineva deștept a zis: am o propunere. Nu le luăm bani. Aoleu, cum? Simplu. Nu le luăm TVA, le dăm acces gratuit în parcări, le dăm o linie de mers specială pentru EV-uri. Cine are EV merge pe banda aia, cine intră pe banda de EV primește amendă, că-s camere, nu trebuie să stea cineva să te păzească.
Are piese de schimb de pus, da, fără TVA și așa mai departe. Deci au construit un pachet în care n-au dat bani. Au luat mai puțin bani și în felul ăsta, ca să vezi surpriză, a mers. În urmă cu vreo 5 ani, a avut și la ei situația asta care e acum în discuție pe la diverse guverne. Ce ne face încă s-a dezvoltat automobilul electric și nu mai luăm bani pe benzină și motorină oricum nu mai contează? Și sigur că au fost forțe politice, au zis, nu, nu e bine, hai să impozităm. Ce? Curentul, să luăm bani la orice. Din nou, spre marele merit al norvegienilor care sunt la putere, au spus tot politicienii, mă, voi ați nebuni? Păi noi avem un drum, noi avem o viziune, se cheamă viziunea Norvegiei spre verde, pe care am adoptat. Păi ce facem acum? Ne dăm cu stângul în dreptul? Nu! Găsim alte surse să facem rost de bani pentru stat. Ceea ce s-a și întâmplat. S-au găsit, e bună, mersi, au toate, tot ce le trebuie și s-a ajuns în situația de care spuneam. Iar anul ăsta va crește, va fi undeva la probabil spre 95% mașini electrice. Ce este diferit la o mașină electrică și care sunt plusurile în acest moment? Ni le spune jurnalistul specializat în domeniul auto, Adrian Mitrea. Pur și simplu, tehnologia electrică, bateria, motoarele au ajuns la un punct de maturitate tehnologică în preajma anului 2010. Deja se lucra de vreo 10 ani la chestia asta, dar abia în 2010 au început să apară primele companii Tesla, Renault, Nissan, care au venit cu primele modele electrice. După care, na, vedem ce s-a întâmplat. Aproape că nu mai există niciun producător auto de pe lumea asta care să nu aibă o mașină electrică. Deci, constructiv vorbind, e vorba de faptul că lipsește tot ce ține de petrol, adică motorul pe combustie, rezervorul de combustibil. În schimb, avem un motor electric și o baterie. Iar la nivel de condus, ca să fac o comparație așa cu care poate rezonează mai multă lume, e ca atunci când treci de pe mașină cu transmisie manuală și treci pe una automată, resimți din start un plus de confort și poate chiar de putere, dacă acea transmisie automată este una de generație nouă, același motor pe combustie cu o transmisie automată modernă se va simți mai puternic și se va comporta mai bine rutier față de o transmisie manuală. Cam asta este diferența și când treci de la o mașină cu transmisie automată clasică, o mașină pe combustie, la o mașină electrică. Este încă o treaptă, e următoarea treaptă în tot acest lanț și în principiu vei simți, indiferent cât de slabă e ca putere, vei simți că accelerează foarte liniar și foarte frumos, cel puțin până pe la viteze de vreo 80 de km pe oră, după care nu mai sunt așa diferențe colosale, dar plecarea de pe loc și vitezele normale la care ajung oamenii de obicei sunt foarte ușor de dezvoltat, fără efort. Ăsta e termenul care e caracterizat, cu care poți să caracterizezi cel mai bine o mașină electrică. Merge fără efort, este mai economică de aproximativ 5 ori din punct de vedere cost. Dacă vorbim de costul benzinei și al motorinei versus costul electricității de acasă, nu vorbesc de situația în care poate ai și panouri fotovoltaice, vorbesc de situația în care plătești energia la rețea. Hai să vedem cum arată piața din România. Sunt puțin peste 40.000 de mașini electrice matriculate. Însă, dacă până acum am avut în fiecare lună o creștere continuă a apetitului pentru electrice, datele în iunie s-au schimbat. În matriculările de autoturisme full electrice au scăzut cu 46% în luna iunie față de aceeași lună în 2023. Sunt mai multe motive, printre care și diminuarea tichetului Rabla Plus. L-am rugat pe Mihai Bucureșteanu să ne reamintească modificările făcute de AFM la acest program. Pentru Rabla Classic, valoarea primei de casare este între 7.000 de lei pentru o mașină dată la casat și 10.000 de lei pentru casarea a două vehicule. La Rabla Plus, din acest an, valoarea primei de casare este de 25.000 de lei, adică 5.000 de euro, la jumătate față de ediția trecută a programului, când valoarea ajungea și la 10.000 de euro. Pentru mașinile hibride cu încărcare la priză, valoarea tichetului este de 13.000 de lei. Prin ecotichetul din Rabla Plus, nu se mai pot achiziționa mașini electrice mai scumpe de 70.000 de euro. Și mai sunt doi factori. Îi aflăm de la Dan Vardie. Prognoza noastră arată că în a doua jumătate a anului,
care are legătură cu ce s-a întâmplat și în ultimele două luni. Nu vom avea, din păcate, modelele, mult așteptatele modele ieftine de mașini electrice, care, dacă vorbim pentru anul viitor, eu estimez că vom avea cel puțin 6-7 modele pur electrice noi, bineînțeles, anul viitor, sub 25.000 de euro. În Europa acum sunt două mari categorii în discuție. Segmentul ăsta B, cu mașini electrice sub 25.000, și segmentul A, sub 20.000 de euro. Cazul clasic este Dacia Spring, care este sub 20.000 și este din segmentul A. Momentul în care în această a doua parte a anului nu ai un număr de noutăți menite să îți, nu știu, să-ți bucure inima sau să-ți dea ghes să cumperi niște mașini, e o chestiune care va conduce, iată, la cu totul altă evoluție în viitor. Și această ceață desă europeană, care vine de la Comisia Europeană și nu are legătură cu România, are legătură cu toată Europa, privitoare la taxele care trebuie impuse mașinilor fabricate în China, atenție, nu doar mărcilor chinezești, ci și mărcilor europene care fabrică în China, iată din nou exemplu Dacia Spring, că este cazul, și nu numai, BMW are, Tesla are, deci nu e, Volkswagen are, deci nu e, mai nou Cupra are, deci nu e un caz izolat. E bine, e o ceață, pentru că nu e clar dacă se aplică, cum se aplică. Așadar, prieteni, Uniunea Europeană a impus taxe noi pentru mașinile electrice care ajung în România, încercând să stimuleze producția lor pe continent. Dar nu asta era soluția, spune Lucian Mircescu. Riști să intri într-un război comercial și care pune taxe mai mari cu China, care e unul, e principalul partener comercial al Uniunii Europene sau oricum unul gigant. Deci, cred că nu asta e soluția, nu cred că asta e zona către care ar trebui să meargă Uniunea Europeană, ci mai degrabă să vină cu măsuri care să stimuleze inovația, căci Europa cam are o problemă aici, apropo de startup-uri tehnologice, de startup-uri în zona IT, pentru că mașinile electrice, de altfel, vin cu o puternică infuzie de tehnologie la nivelul software-ului, la nivelul interacțiunilor între bucățile de hardware care compun mașina, adică nu e vorba doar baterie și motorul electric. Componenta de software este extraordinar de importantă. Ori Europa e puțin în urmă la capitolul ăsta. Deci mai degrabă sprijinul care ar trebui să vină din partea autorităților publice europene, mă gândesc în special, ar trebui să vină din sfera research and development. Deci acel Horizon sau alte programe care sprijină cercetarea ale Uniunii Europene, acolo ar trebui să ajungă și poate să fim un pic mai relaxați cu politicile protecționiste. Poți să te folosești inclusiv de rețetele chinezești. De exemplu, chinezii, în momentul în care, și asta aplicau nu doar pentru industria de automotive, ci în general, în ideea de a-i lăsa pe americani, pe europeni să facă business pe teritoriul lor, respectiv trebuiau să facă acel business într-un joint venture cu o companie chinezească. Treaba asta, practic, le facilita chinezilor și un transfer de tehnologie care în anii 90, 2000 sau 2010 le lipsea. Da? Între timp, având în vedere că ei au mizat, au văzut potențialul mașinilor electrice și așa mai departe, ne-au depășit, să zic. Dar altfel, nu văd de ce nu am putea să aplicăm aceeași rețetă și în cazul chinezilor. Nu doar în România vedem o scădere a cererii pentru electrice. Se întâmplă și în Germania. Însă piața electricilor din România își va reveni la începutul lui 2025 în anumite condiții, spune Dan Vardie. Iată explicația. Sunt șanse mari ca anul viitor să asistăm la o revenire ușoară a pieții de mașini electrice. Pe de o parte, pentru că avem, repet, modele care vor veni, unele apucă, vreo două să vină și anul ăsta, dar la anul vor veni mai multe. Doi, trece și ceața, trece și povestea cu chinezii, în sensul că știm că în viață îți vine ceva neplăcut peste cap, la început te sperii, vreo săptămână plângi, dar după vreo două săptămâni zici, domne, dacă s-a întâmplat, trebuie să găsesc o soluție. Însă, sigur că da, elementul foarte important în discuție va fi ce va face noul guvern care va veni vis-a-vis de programele Rabla Plus. Dacă va decide, ceea ce ar fi o imensă prostie, să scoată de tot aceste bugete, bun, atunci iar avem o problemă și va trebui să ne revedem la momentul ăla ca să discutăm impactul. Sigur, acum vă întrebați ce facem cu stațiile de încărcat. Nu sunt suficiente, știm asta, și o parte dintre ele nu funcționează corespunzător. Dar se investesc sume importante de bani și, în plus, ușor, ușor, și noi ne putem schimba obiceiurile. Iată exemplul Norvegiei.
În România, toată lumea se vaită că n-avem o rețea de încărcare. E, în Norvegia, rețeaua de încărcare e un pic mai proastă ca în România. Aoleu, păi și atunci cum se poate explica faptul că? E simplu, pentru că norvegienii, astea sunt statisticile oamenilor, nu ale mele, adică ale lor, încarcă la birou / acasă 92% dintre posesorii de mașini electrice. Sigur că o să zică cineva, bine, dar totuși dacă stai într-un bloc la etajul 9, nu știu ce, cum să faci? Ok, nu poți să faci, nici nu e cazul acum, dar atenție, teoretic mai avem, slavă Domnului, până 2035 timp să ne mai organizăm. Ei s-au organizat în ăștia 10 ani și ce au făcut? Au modificat toate legislațiile curente, au pus stații de încărcare obligatoriu la toate locurile de parcare noi construite, au tras curent să se pună și în locurile de parcare și inclusiv în fața blocurilor mai înalte sau mai mici, deci au făcut investiții care la sfârșitul zilei nici măcar nu sunt atât de mari pe cât par la prima vedere și au reușit să rezolve această problemă. Toate birourile au fost obligate să găsească soluția, să-și pună cât mai multe stații de încărcare. Ăsta e și motivul pentru care stațiile fast charge în Norvegia sunt foarte rare. În plus, și Comisia Europeană vine cu noi directive. Niciun ansamblu rezidențial nou construit fără stații de încărcare. Mă întorc la Lucia Mircescu. Practic nu vei mai primi autorizație de construire dacă nu ai în proiectul tău prevăzute și o rețea adecvată, astfel încât să-i permiți distribuitorului să... Un cvartal de blocuri va trebui să aibă un minim de, nu știu cum să le zic, încărcătoare, dar stații de încărcare. Da, și inclusiv să ai cablurile trase acolo, astfel încât, adică să fie, în primul rând, să fie accesibile stațiile de încărcare, că depinde unde le pui. De exemplu, acum, dacă te uiți la amenajări de blocuri, proiecte chiar noi, da? Stau să mă uit unde ar merge, unde ar intra, mai ales în contextul în care sunt unele lângă altele, respectivele blocuri. Dar, mă rog, acele blocuri unele lângă altele poate nici nu au fost construite în parametri legali, dar și acele care au fost clar construite respectând niște reguli, nu văd unde anume ar putea să permită încărcarea unui număr foarte ridicat de mașini electrice. Bine, de acum încolo va trebui să fie prevăzut acest lucru de către dezvoltatori. Este tot legislația europeană cea care împinge ideea asta. Astăzi însă ai o dificultate. Dacă trăiești la bloc în România, ai o dificultate la încărcarea mașinii electrice și ăsta pare a fi un dezavantaj. Cum poate fi depășit? Ar fi nevoie de niște proiectare, reproiectare urbană, cu siguranță, și bineînțeles o bună colaborare cu distribuitorul. Deci, oricum ar fi, ranforsarea rețelei e ceva ce trebuie să continue. Deci, vorbim de niște miliarde de euro care trebuie investite până în 2030 pentru a acoperi niște creșteri de consum care vor veni inclusiv din sectorul transporturilor. Dar soluțiile sunt din sfera urbană, aș putea spune. Clar nu poți să le instalezi altundeva decât pe trotoare sau, mă rog, pe străzi, pe actuala infrastructură rutieră care va trebui remodelată. Nu mă aștept acum și nici n-ar fi de dorit să dărâmăm, eu știu, parcuri sau eu mai știu ce. Probabil că vor trebui amenajate acolo unde sunt locuri de parcare deja, cum am văzut, de exemplu, eu personal în Bruxelles, de exemplu, cât timp îți lași mașina parcată undeva pe o stradă publică, să ai la îndemână și o stație de încărcare în imediata proximitate. Și sunt teorii care susțin că mașinile electrice ar polua mai mult. Zvonurile pornesc de la modul în care sunt fabricate bateriile. Este acesta un mit? Noi venim cu mașini electrice pe baterii în ideea de a fi mai prietenoși cu mediul și suntem mai prietenoși cu mediul până la un punct. Adică există și studii care indică foarte clar o mașină electrică cu toate vicisitudinile ei privire la producția de baterii, exploatarea de minereuri, condiții poate precare și așa mai departe, față de o mașină, nu știu, pe motorină sau pe benzină, se emit mai puține emisii de carbon în atmosferă cu o mașină electrică. Asta e clar, da? Cel puțin după, nu știu, 4-5-6 ani de exploatare, depinde de condiții. Acum,
înțeleg dificultatea și există o provocare ecologică în producția de baterii și exploatarea resurselor cu pricina, dar juriu încă nu e încă în deliberare cu privire la tehnologia de baterii optimă. Da? Încă nu am ajuns la un moment de maturitate al tuturor tehnologiilor ăstora ca să spunem clar, domnule, cu bateriile astea nu facem treabă. Pentru că mai ai alte tipuri de soluții, nu știu, sodiu, ion, litiu, sulf, baterii solid state, care pot să fie mai eficiente, pot să fie mai prietenoase cu mediul prin minereurile pe care, de care ai nevoie pentru a le exploata, dar încă vorbim de faze de cercetare. Cred că orizontul 2030-2040 o să vină cu, unele soluții, cu comercializarea de soluții semnificativ mai bune decât cele la care avem acces în zilele noastre. Vorbim acum despre anul de groază pentru motoarele termice, 2035. Imediat după alegerile europene din 9 iunie, au apărut informații că Uniunea Europeană ar urma să facă un mic pas în spate cu privire la interzicerea vânzării mașinilor noi cu motoare termice peste 11 ani. Există discuții la nivelul Bruxellesului și există lobby-ul german în special care le spun factorilor de decizie de la Bruxelles să nu fie atât de stringenți cu obiectivul ăsta. Deci cred că încă se mai negociază. Foarte clar știu că sectorul nu este de acord cu această politică pentru că au nevoie de timp să prindă din urmă pe competitorilor internaționali și aici mă gândesc la chinezi și la Tesla, să nu uităm și pe cei de la Tesla care sunt un jucător foarte important american. Și să nu uităm de mașinile hibride, care în următorii ani vor rămâne vedetele pieței auto din România. Din nou Dan Vardie. Sunt trei tipuri de hibride, ca să fiu eu foarte precis. Dau la o parte așa numitul mild hybrid, care a fost o găselniță tehnică ca să mai, mă rog, să mai rezolve niște probleme la nivel de legislație europeană. E în regulă și a făcut treaba. În România își mai face treaba, dar full hibridele sunt o invenție care au vreo 15-20 de ani, că nu s-au născut ieri. De-aia au avut timp câteva companii să le rafineze foarte bine și au făcut-o cu succes. Și toți oamenii au înțeles că aceste full hibride au toate avantajele de la nivel de consum, emisii și în ultimul timp costuri. Te costă mai puțin. Atunci au mai înțeles, iarăși, e bine să spun și asta, oamenii că la revânzare își țin foarte bine valoare. Într-o perioadă în care există ceața asta în jurul electricilor, marele câștigător în România este full hibridul. Și este spre marea noastră bucurie a tuturor celor care ne pasă de ce se întâmplă pe piața românească, este din fericire. Și aici vine surpriza. Cu celelalte două tipuri de hibride, și anume plug-in hibridul actual, care și el are o creștere de 10%, adică nu e nici el micuț, crește. Nu într-un ritm amețitor, dar crește. Iar marea soluție a viitorului se cheamă Extended Ranger, care, din păcate, asta este, a fost perfecționată, dincolo de orice imaginație, tot de producătorii chinezi. Încet, încet, apare însă și o nouă tehnologie, acum destul de costisitoare. Vorbim despre mașinile cu hidrogen. Mă întorc la Lucian Mircescu. Mai există tehnologii alternative la motorul electric. Electric zice, de fapt, motor electric pe baterii, că de fapt asta e tehnologia pe care încercăm să o avansăm acum, să o propunem, să o operaționalizăm. Mai există și motorul pe hidrogen. Adică motorul pe hidrogen, în realitate, el utilizează un rezervor de hidrogen care alimentează o celulă de combustie. E bine, celula asta de combustie transformă hidrogenul și oxigenul din aer în apă și produce tot electricitate într-un final care alimentează un motor electric. Deci, pe undeva tot despre motoare electrice avem de a face aici. Adică mașina electrică în sensul clasic folosit, în sensul clasic utilizat în viața de zi cu zi, se referă de fapt la mașina cu baterii. Mașina pe hidrogen ar fi o alternativă, să zicem, la
mașina electrică pe baterii. Dar cele mai multe designuri la momentul acesta, la nivel global, deci cei mai mari constructori, mai degrabă merg pe varianta de mașină electrică pe baterii și ne putem aștepta ca într-un viitor, mi-e greu să dau un pronostic acum, dar în ceva 10 de ani, mai degrabă asta să fie finalitatea, și anume să trecem la un transport electric pe baterii. Prieteni, vedem deja în marile orașe cum transportul public devine unul electric. Autobuzele electrice le înlocuiesc pe cele vechi care poluează. Așa cum vă spuneam și la început, o facem pentru generațiile care vin după noi. Ce mediu vrem să le lăsăm? Am trecut în luna iulie 2024 prin cel mai extins cod roșu de temperaturi foarte ridicate din istoria României. Iar temperaturile cu maxime de 40 de grade înregistrate mai multe zile consecutiv, aerul irrespirabil și seceta care va urma, ar trebui să ne determine să acționăm. Fiecare poate schimba ceva în comportamentul său. BBC ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de BBC.